Adolescenții pot găsi la Centrul de Resurse din Bacău un loc în care să-și petreacă în mod minunat timpul liber. Serviciile pe care le oferim sunt gratuite. Echipa cu care lucrăm e o echipă tânără, creativă, plăcută, prietenoasă. Majoritatea adolescenților care au participat la întâlnirile desfășurate în centru au fost încântați și au exprimat dorința de a reveni. Peste 5 ani mă văd în cadrul facultății de medicină. Deci te-ai stabilit obiectivele clare de pe acum. Da. Fac cunoștință cu adolescenți de vârstă apropiată și își pot forma prieteni noi. Am zis să încerc să fac prieteni noi și chiar am fost plăcut surprinsă când am ajuns aici. Am venit acum 2 zile la centru. Am aflat de acest centru cu ajutorul vărul meu, adică el m-a dus aici pentru a vedea și a afla lucruri noi. Iubesc adolescenții pentru că în permanență sunt creativi, sunt plini de energie și au potențial. I-aș îndemna să se bucure din plin de orice este frumos, să descopere întotdeauna ce este frumos în ei și în cei din jurul lor. Având în vedere că majoritatea persoanelor sunt de vârsta mea, este mult mai ușor să mă deschid în fața lor. Am discutat multe lucruri care nu le știam și nu puteam să le discut în familie pentru că erau destul de sensibile. Toți adolescenții ar trebui să știe că pot găsi la noi ancora de care să agațe în momentul în care au nevoie de ceva. Ei știu că la noi tot ce discutăm va rămâne acolo. Pe părinții adolescenților i-aș sfătui să le acorde încredere, să găsească ce este mai bun în copiii lor și să-i susțină și să-i ajute să promoveze ceea ce găsesc de valoare în ei.